dragi colegi din primărie, mulțumesc frumos că ați venit. Știți că în fiecare an, de câțiva ani încoace, consecutiv, facem premierea copiilor care au făcut performanță și care pur și simplu duc numele comune, așa cum le-am spus de fiecare dată și la ceilalți colegi ai voștri din anii trecuți, duc numele comunei cu mândrie mai departe, ceea ce este foarte important, nu doar pentru mine ca și primar, ci pentru dumneavoastră și pentru părinții dumneavoastră și pentru toți cei care suntem aici. Voi, prin notele pe care le-ați luat, prin faptul că ați învățat foarte bine, prin faptul că ați fost niște elevi meritoși, cu siguranță și la liceu și la facultate, cu siguranță veți avea cel puțin aceleași rezultate, dacă nu mai bune, nu? De ce să nu... Acum care au luat 10, 9, 10, na, mai bune, nu știu cât o să fie mult mai bune, dar să... cu Dumnezeu înainte, nu? Să fim sănătoși și să facem... să facem față provocărilor care vin. Sunt aici copii de clasa 8-a, sunt și copii care au terminat, 12 clase și care trebuie să meargă mai departe. O parte dintre, și dintre cei de clasa 8-a și dintre cei de clasa 12-a se desprind, de casă și pleacă mai departe. Că sunt unii care se duc la un alt liceu, nu neapărat cei de la Măinești sau Căcești, să spunem, dar cei care pleacă la facultate deja începeți o altă viață, o viață de adult, să zic așa. Nu mai sunteți cu mama, cu tata, ca să vă mai țină, poveți așa în fiecare seară, dar cu siguranță nu trebuie să uitați de unde ați plecat. Nu sunt note aici foarte bune, note, cei care au luat note de la 8 în sus, cei, aceștia sunt premiați, sunt elevi destul de mulți. Sper ca fiecare an numărul lor să crească, pentru că așa este și frumos să am eu bani, să aveți voi note, că gățesc eu ceva bani ca să pot să vă premiez. Premiez și felicit și profesorii care sunt astăzi aici alături de voi, pentru că sunt oameni care depun eforturi, sunt oameni care știu ce înseamnă profesia și sunt oameni cu multă abnegație și mult devotament în ceea ce vă privește, pentru că chiar oricât de bun ai fi ca și școlar, ca și elev, ca și ce doriți dumneavoastră, fără un profesor bun care este în drume, este mai greu să depășești anumite lucruri. O să începem cu cei care au fost la evaluarea națională, care au obținut note peste 8. Și am să-i chem să vină aici în față. Și am să vă rog, pe fiecare parte când vine, să-i aplaudați, pentru că sunt colegii voștri și voi care ați luat note mari și bune, și voi o să vreți la rândul vostru să fiți aplaudați pentru munca pe care ați depus-o, da? Bobeică Dragoș Cosmin. Notarul 70. Cea mai mare notă. Felicitări, Dragoș. Mulțumesc. Să fii sănătos. Te rog să nu pleci. Hai să ești foarte... Ești emoționat așa, nu? Da? Aia, dar de ce? Doar ai luat notă mare. Acum am trebuit să dor nu ești la... Era să zic, nu ești la corigere, stai și nu. Nu ești la examen. Acum unde ești? La ce te-ai înscris? La liceu teoretic Spiru Bahet, că copilul matematică. Bravo. Matematică. Foarte bine. Să fii sănătos. Stai aici, stai aici, nu pleca. Hai, stai lângă mine. Condre Delia. Bravo. Stai aici, lângă Dragoș, tu tot la Spiru Bahet? Așa, să nu vă dispărțiți. Cimbru Ioana. Felicitări. Bravo. La ce... O să vă întreb fiecare parte. Tot la Spiru Bahet. Să știți că vine foarte multă lume și foarte mulți dintre cei care termină astăzi, care au plecat astăzi la facultate, majoritatea și la Spiru Bahet, că aici au făcut. E un liceu foarte bun. Sunt și profesori din Poduri, acolo și directorul de la Poduri, deci tot noi ăștia de la Poduri suntem mai buni acolo la... Da? Popa este cu Marta. Felicitări, Marta. Mulțumesc. Tot la spune. Da, știință de natură. Așa. Neagul Luisa Gabriela. Cum e Gabriela? Să vă zic. Tot la spirul. Felicitări. Bravo. Morarul Gina Amalia.
elevi la facultate. Felicitări! Mulțumesc! Bravo! Tot la Spiru? Tot. Bravo! Scorțanu Marian Ștefan! Felicitări! Tu unde ești? Altă viață! Asta e și face armat cu bucurește. Și la ce unitar unde? La cei la Câmpurun sau la... Da? Da. Felicitări. Busuioc Vasile. Dobrovăz Gabriel. Hai, Gabriel, hai. Este unde te-ai dus tu? Da. Da? Bravo, felicitări. Păi, stai ăsta, sau vreți să ajungi cu fiecii, eu m-am încurcat treaba. Popa Iescu Maria! Bravo! Hai, domnul Șoară! Felicitări! Tot la Spiru? La Spiru. Da, da. Felicitări, vă rog să-i aplaudați. Care nu vor conduce în viitor. Poate dintre ei următorul primar, așa că uitați-vă bine. Nu? Poate din armată. Sunt oameni care au o perspectivă, așa că fără niște poți, dar fără niște poți așa cu Cristina. Ca să am și niște poți. Știu că domnii filmează sau să vă trimiți filmarea. Mulțumim! Mulțumim! Bravo. Continuăm cu cei de la bacalaureat. Sunt multe diplome aici, așa, dar nu văd atâta de mulți în sală, pe cât sunt, pentru că probabil sunt la înscriere acum la facultate, să facă înscrierile. Cea mai mare notă la bacalaureat văd aici Brumă Bianca Maria. Hai, Bianca Maria! Oh, mulțumesc și eu! Mulțumesc! Felicitări! Bravo! Unde te-ai înscris, Bianca? La facultate de drept din curs. Bravo! Felicitări! Vrei să devii un avocat de succes! Dascălu Ana Maria! Felicitări! Unde te-ai înscris? Bravo! Foarte bine. Cu Andrei. Noi? O să găsească aici. Carabet Elena Mihaela. Caramon, stai că de asta ne-am pus o... Nu ne-am pus ochelari, dar acum mi-i pun. Ești plecată la ea, prin embrata mea. Da? Hai, vină și ridică-i primul. Foarte bine, lasă că te mândrești cu copii și cu nepoții. Felicitări! Da, bravo! A, mergi, lasă-mă! Troian Paula! Nu este. Gavriluță Raul Lucian! Felicitări! Bravo! Unde te-ai înscris? Grea facultate, stai aici. Te-am foarte, te-am optimizat, nu? Da. Da. Lupeș Maria Ionela. Hai, măi, fetiță, că te știu de când erai la ședință, te-ai făcut și lui. Unde duci tu? Aoleu, nu mai vorbesc cu tine. Stai aici și așa, când ești și nu-mi iei carnetul, dar nu știu că acolo nu-i din carnet. Cucu Matei. Popa Antone. Hai, Antone, bravo! Felicitări! Unde vreți să parcurgeți următorii pași? Psihologie și cinferență. Oh, bravo! Felicitări! Frumos! Eu asta am nevoie, cred că și psihiatru, în scurt, psiholog, nu cred că mai ar să fac cu mine. Bojocariul Luiza Teodora.
Felicitări, bravo! Unde te duci? Bravo, și asta e frumos. Lăzărică Mariani. Da. Ichim Vlad. Bravo, felicitări. Tu unde te duci? E greu să o spun, vezi? Hai să vezi. Acum n-am nicio treabă. Este grea facultate de medicină, într-adevăr, sunt facultăți grele, dar facultățile tehnice de inginerie au devenit facultăți din ce în ce mai grele și e foarte greu de parcurs o facultate de inginerie pentru că e destul de greu. Deci eu știu că am făcut și eu de asta. Ciuhat Cosmin Araluca. Stoica Ioan Roberto. Clubeștiană. Felicitări. Unde vei pleca tu de acasă? Facultatea Sibiu. Ah, uite, Mihail aici, să știi că are concurență. Moraru Delia Andreea. Haideți, mamă. Felicitări. Unde o să meargă fata? Bravo, bravo. Felicitări. Bruma Madalina Georgiana. Gușcă Antonia. Popa Ioana Luciana. Hai. Felicitări. Unde te... De? Asistență medicală, bravo, frumos. Belciu Ștefan. Stau un pic. Verișoara. Așa. Care e? Cum o cheamă? Belciu Ștefan. Tu ești Verișoara, el da. E Verișor. Felicitări. Popovici Andreea Bianca. Hai, stata. Felicitări. Unde se duce fata? La Iași. La ce? La... Nu ți-o spus. Felicitări, Rucu, pentru că are o notă, are o notă foarte bună la BAC și cu siguranță o să facă față că Gabriel Ștefan Adrian. Ciuhac George. Nistor Ștefan. Sunt mulți plecați. Martin Valentin. Hai, Valentin. Unde te duci? Da? La ce e? Bravo! Dar și asta e grea. Stai aici. Ți-am spus eu. Dragastan Ștefan Florin. Auzi, Ștefan Florin. Hai, vină cu acest să te mândrești tu. Uite, colegii noștri din primărie au băieți cu note mari. Bravo! Vezi să-l putri. Dacă ești bucur, la Iași, la ce se duci? A, se duce la administrație publică, da, normal. Botezatul Raluca Florina. Stolerul Maria Mirabela. Hai, Mirabela. Bravo. Unde te... Stai aici. Felicitări. Neacu Andreea Cosmina. O altă școală de poliție. Avem aici și o școală de poliție. Lupeș Dragoș George. Dacă cineva dintre cei care sunt aici, e posibil să fie omis, că nu suntem noi. Eu de-am zis, dacă este cineva care a fost omis, care are nota piste 8 la BAC și nu îmi spuneți. Da? Nu, că anul trecut știu că a fost cineva și de asta, acasă nu, reglăm acum pe moment problema. Îmi place mă poți, da? Hai, felicitări, mai plângeți-vă mai acolo, acasă intrăm toți. Felicitări la părinți. Să fiți sănătoși, să aveți bani să-i țineți în facultate. Că și asta e o problemă. Mulțumesc! Bravo, bravo!
olimpiadele școlare. Și ca în fiecare an, pentru că și olimpiadele școlare au fost, cei de la olimpiadele școlare au fost premiați și anul acesta vor fi premiați. Așa că să vină aici în față Lupeș Maria Georgiana, care de fapt este... Noi? Lupeș Maria Georgiana? Noi, nu? Poate cineva să... Are cineva pe aici? Nu, o să-i dăm... A luat și premiu și meniu. Cred că și un premiu și o mențiune a luat la o olimpiadă, dar văd că nu e aici. Spun ceva, văd că vă uitați la mine un pic ca un... A luat premiu întâi la chimie și la geografie, la fel, premiu la... Da, da. Dar nu e. La limba română. O să vină Silvia... Gheorghiță Daria. Felicitări, să fii sănătoasă. Ailioaie Munteanu Ana. Bravo. Stai aici lângă mine. Lupe Joxana Elena. Stai aici lângă colega ta. Greco Andreea. Hai, Andreea, ha. Așa, felicitări, bravo. Aici, cu colegile. Cimbru Ioana. Felicitări, Ioana, bravo. Poți de câte ori ne întâlni. Brumă Ionela. Și numai sorta chemați în trebuie. Și tu, nu? Bravo. Niște fești buni care își învață. Bravo, două. Dobrovăț Gabriel. Bravo. Ați să mai tot, da? A fost luat și nu luat cine asta este. Albu Maria Irina. Felicitări. Bravo. Stai acolo lângă colegii tăi. Felicitări, dragilor! A fi la Olimpiadă înseamnă că sunteți, nu numai că ați luat note bune la capacitate, înseamnă că știți și ce vreți să faceți, pentru că de obicei vă duceți la Olimpiadele unde vă place mai mult, nu? Și atunci am fost formați pe viitor, așa, o părere despre ce ați vrea să deveniți. Acum vă întreb ce vreți să deveniți, pentru că nu știți. Dar o să știți pe parcursul liceului. Felicitări încă o dată! Și acum cu cei din urmă vor fi cei din tâi și domnii noștri, dragi colegi profesori, vor fi premiați. Și am să vă rog să vin aici alături de mine doamna profesor de limba română și director Grecu Roxana. Mulțumesc copiilor. Am cu cine să lucrez și să ducem mai departe cu mâna și... Exact, asta e foarte important. O să mai rămâniți aici, că nu. Doamna profesor Bejenaru Diana. Să trăiești, felicitări. Domnul profesor Rusei, nu văd că nu este, dar... Doamna profesor Ondu Gabriela. Da. Și doamna profesor Codreanu Daniela. Felicitări și multă sănătate. Aici am mai... Una secundă. Câteva cuvinte din partea domnilor profesori. Să dăm mai cine e. Să facem de plic. Ochii noștri spun multe cuvinte, pentru că e populoasă, puterea de muncă și perseverența este magică până la urmă în viața asta. Mulțumesc.
sprijin și din tot ce ne acordați copiilor. Ne bucurăm că sunt încă interesat și încă muncesc și ne ascultă. Asta este important și să cunosc după note. Și vreau să mulțumesc și avem un singur 10 la limba română. Suntem la inspectorat printre școlile, prin lista școlilor 10 la limba română, colegă Dragoș Cosmin. Bravo, bravo, Dragoș Cosmin! Este o muncă și... Cred, da. E o muncă. Bravo, felicitări! Deci nu se ia așa de ușor în 10 și suntem mai mult mulțumiți decât... Cred. Eu vă felicit, mă bucur că suntem an de an aici. Mai sunt aici cadre didactice și doamna Narcisa Dobrovăț, care mereu a avut rezultate foarte bune și copiii rezultate foarte bune la capacitate și o felicit pentru asta. Doamna Elena Ciosu, Dobre, îmi garanteză, da? Într-adevăr, sunt oameni care muncesc în comuna asta și care își fac treaba și de aceea avem și performanță și copii cu notele care sunt. Și de aceea avem și 10, de aceea avem și copii care ajung să ne poarte numele cu cinste. Poate pare așa un fel de șablon în momentul în care spun că poartă numele cu cinste, dar nu este chiar așa, pentru că în momentul în care vă duceți oriunde în lumea asta, asta vă întreabă, de unde sunteți, unde v-ați născut, locul nașterii, unde ați făcut școală. Deci astea sunt întrebări și în momentul în care spui că la poduri nu e chiar un șablon, asta este realitatea, de asta eu vă felicit și pe părinți să aveți și sănătate și putere să puteți ține mai departe copiii în școală. Iar cei care pleacă de acasă să nu uitați de unde ați plecat, să nu credeți că nu vă mai întoarceți și rămâneți acolo. Așa că să fiți responsabili, în primul rând. Și ce să fiți sănătoși și voi la fel. Și să mergeți la concursul și olimpiade, concurăm cu... Da, exact. Și, cine e bun câștig. Deci chiar vreau să fac o precizare aici, doamna director. Eu mulțumesc copiilor care m-au ascultat anul acesta de la clasele a 7-a. Am participat pentru prima oară la, la olimpiada, să spunem, dar nu chiar olimpiada, dar este la, aproape la același nivel cu olimpiada. Este concursul național Memoria Holocaustului. A fost foarte greu, dar a fost și foarte frumos și au venit copiii cu 4 rezultate chiar foarte, foarte bune pentru prima dată. Bravo! Deci, eu îi mulțumesc! Dar numai numele și la locul locului, dar e foarte frumos. Da, exact. Și la engleză, locul 2, mai era un pic și la locul 1. Un pic mai era. Foarte bine. Felicitări! Foarte bine, foarte bine. Mă bucur. Felicitări și să aveți concediu plăcut, vacanță. Mulțumesc! Și voi să vă bucurați de vacanță cât o mai rămas din ea până vă înscrieți pe la școli și să ne vedem când sunteți polițiști, contabili, doctori, ingineri, ne vedem și în situația asta. Dar să nu uite să fie oameni de bun simț și mă dat. E foarte important. Să ne mai și cunoască. Apoi să nu... Acum depinde, eu doar că vă mai cunoaște, poate nu. Bine, să mai cunoască. Aceea... Să știți că copiii din sală ne cunosc. Totdeauna copiii copii. Sunt convins. Felicitări, vă mulțumesc frumos, dacă vreți între dumneavoastră să spuneți ceva. Dragele, vă că toți au auzit ceva de spus, dacă vreun părinte vrea să spună ceva. Noi suntem aici ca acasă, nu trebuie să vă... Nu cred că da. Puteți merge, da. Mulțumesc frumos și colegilor mei care s-au implicat ca să facă această... Ca să putem să facem această acțiune. Doamna Narcisa Popa, bine, s-a implicat, dar și fata aici, acum am înțeles. Glumesc, pentru că mereu mă ajut colegii mei, doamna secretar, domnul de acolo, doamna Mioara, Iulia, mulțumesc lor și pentru că fiecare cu un mic pas putem să facem acțiuni și putem să facem lucruri care să vă satisfacă. Deci, pentru că și o diplomă primită, nu neapărat compensată cu ceva, o diplomă primită pentru meritul dumneavoastră înseamnă ceva, pentru că probabil peste câțiva ani o să vă uitați pe ea și o să vă aduceți aminte. Știi când eram în clasa 8-a sau când am terminat clasa 12-a, uite, m-au chemat la primărie și mi-a dat diploma asta de merit. Măcar și pentru atâta lucru, o să vă uitați și o să vedeți că totuși înseamnă ceva în amintirile voastre.
astăzi sunteți emoționați pentru că ați trecut și voi prin niște, ați trecut prin niște stări de emoții destul de mari și la BAC și la, și la clasa 8, dar nu e chiar simplu să treci prin ele. Acum, bine, acum ați trecut înainte, dacă vă chemam, nu știu dacă mai era vreunul să râdă, că nu cred că iar de a fi râs la vreunul înainte de BAC, mai ales înainte de BAC, dar acum văd că sunteți cu zâmbetul și buzii. Eu felicit pe toți copiii din Comuna Coduri care au luat, pentru că până la urmă poate sunt copii care chiar și meritau să zic peste nou. Sunt copii care au emoții și care la, nu pot să facă atât de bine față emoțiilor și atunci pierd, din, pierd așa pe, pe parcurs și nu, nu întotdeauna nota spune extraordinar de bine și relevant ce e adevărat. Că nu poți să fii de 2 și să iei nota 9, asta e clar. Dar sunt și copii care sunt foarte, din cauza emoțiilor, nu se pot concentra. Eu am văzut cazul de asta pentru că și eu am lucrat în învățământ atâta timp și știu despre ce e vorba. Așa că și voi să-i felicitați pe ceilalți colegi care au luat note bune și care vor pleca la facultate. Cred că majoritatea care au luat bacalaureatul vor pleca la facultate într-o proporție foarte mare. Și vă felicit, dragilor, și succes în continuare!